Trei dintre cei patru mascați arestați după ce au snopit în bătaie un șofer din Novaci au fost eliberați. Magistrații au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Angajații SAS din cadrul IPJ Gorj au fost arestați după ce au bătut un bărbat de 41 de ani pe care îl încătușaseră. Agresiunea s-a produs în Duba, cu care a fost luat, dar și în sediul poliției din Novaci, unde a fost dus la audieri. După două ore de tortură, bărbatul a fost dus în arest acolo, făcându-i se rău. A doua zi, familia acelui reținut a aflat că fusese dus la spital în stare gravă și a fost operat. Tatăl victimei a declarat presei că a aflat de la medici că angajații poliției au rupt mai multe coaste, sternul și organe interne, unele fiind i extirpate.